Să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Matei, capitolul 4, voi citi primele 11 versete. Matei, capitolul 4. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispitorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta, ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, i-a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Prin ajutorul Bunului Dumnezeu suntem cu viață, sănătate până această seară, numele Lui să fie slăvit. Amin. Tot prin ajutorul Lui, cu oarecare întârziere, cer scuze, am ajuns și eu la dumneavoastră, suntem cu toți aici în Casa Sfântă și dorim ca Bunul Dumnezeu să ne cerceteze cu cuvântul Său viu și lucrător. Amin. Să știți că acest cuvânt are putere să intre în interiorul ființei noastre și să opereze mai ceva decât un laser. Depinde dacă noi stăm și ne punem la îndemâna Domnului, care nu ne forțează ființa. Vrea să fim împreună lucrători cu El și în ceea ce privește auzirea cuvântului. Și zice Iacov, capitolul 1, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletul. Dacă nu îl primești cu blândețe, te gândești la altceva sau ești împotrivitor, e scris că unora nu le-a slujit la nimic și n-ar fi de dorit. Dimpotrivă, dorim ca Domnul să ne mântuiască. Amin. Am citit despre ispitire. Aceasta este o lucrare comună. Ați auzit dumneavoastră despre cineva care să nu fie ispitit? Dacă vorbim de tineri, atunci bătrânii se gândesc doar că au și ei nepoți. Dacă vorbim de femei, știu eu, iau bărbații pauză până le vine rândul. Dar când e vorba de ispitire, cine nu trebuie să fie atent? Ba chiar este scris, stați treci și vegheați, că diavolul nu știți de unde apare. Pentru că diavolul chiar poartă acest nume, ispititorul. Și scris, ia gândiți-vă repede la ce biserică a scris apostolul Pavel ce vă spun eu acum. Am trimis pe Timotei la voi de teamă să nu vă fi ispitit ispititorul. Adică în absența lui s-a temut că diavolul a făcut ceva rele și nu cumva ei să nu rămână statornici în credință și astfel zicea el osteneala noastră să fi fost zadarnică. Vreau să observăm de aici, din felul în care a fost ispitit Domnul nostru, câteva lecții pe care să le putem folosi în viață atunci când suntem ispitiți. În Evrei capitolul 4 este scris despre Domnul Hristos și felul în care a fost ispitit și evident felul în care suntem noi. Capitolul 4 cu versetul 15, El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi. Așadar putem să spunem că și noi suntem ispitiți ca și El. Cum a fost ispitit Domnul? În primul rând, scrie aici în Matei 4 cu 1, atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Asta înseamnă în primul rând un timp anume. Aici în cazul Domnului a fost după botez. Se întâmplă și la noi adesea după ce ne întoarcem la Domnul. Și ne gândim că am scăpat de diavolul, am scăpat de puterea păcatului, de dreptul lui de a ne stăpâni ca stăpânitor acestei lumi, dar n-am scăpat întru totul să ieșim din raza lui de acțiune. Și există un timp în care putem fi îngăduiți să fim ispitiți. Și scrie aici despre Domnul, versetul 11, că după ce s-a terminat acest timp de ispită, atunci diavolul l-a lăsat. Și în alte evanghelii este scris ceva diferit, scrie în Luca 4 cu 13, după ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme.
N-a mai venit altă dată să le ispitească? Da, de unde? Știți de câte ori le spunea Domnul acela, pentru ce mă ispitiți? Înseamnă că era acolo ispititorul. Cum diavolul vine ori direct el, se preface în înger de lumină, alteori se folosește de oameni, are diferite stări prin care ne atacă, dar să știți că este un timp al ispitei. Cum zice în Efeseni, capitolul 6, cred că vă este cunoscut cuvântul, versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are. Știți, a zis Domnul către Petru, diavolul a cerut să vă cearnă. A venit ziua, seara aceea. Parcă toți aveau treabă numai cu Petru, așa-i? N-a apucat somnul pe nicio slujnică, n-avea treabă în altă parte niciuna, se muta de acolo, iar a fost ziua ispitirii lui. Și asta e trecută în calendar dinainte, putem bifa așa? Atenție că pe atunci am examen. S-ar putea să-ți descopere Domnul ceva, dar tot s-ar putea să fie vreo surpriză și nu știi unde te așteaptă diavolul să te prindă. Dar nu e așa cum ne gândim noi. La o seară de părtășie, un frate bărbat curajos a zis, nu îl întâlnesc eu pe diavolul, că dau căl de pământ. Credea că e vorba așa de lupte libere. Și după câteva seri s-au întâlnit din nou frații cu el și era cam opărit așa. Și întreabă unul mai îndrăzneț, altul, zice, da, ce, dar nu te-ai întâlnit cu diavolul? Zice, ba da, mă, nici nu-ți dai seama cum. Și i-a povestit, nu mă așteptam. Da? Când a fost întrebat diavolul în cerul, de unde vii? Și la cutrerea pământului și plimbarea și am făcut-o pe el. Ba, e scris că dă târcoale ca un leu. Și în ce îi se îngăduie, acționează, că nu îi îngăduie tot timpul. Ce a zis el când a fost vorba de Iov? Către Dumnezeu, ci degeaba l-ai ocrotit tu pe el. Adică ar fi vrut să-l atace, dar nu i-a fost îngăduit. Și apoi a venit o vreme de ispită, au fost luni de durere și s-a terminat și vremea. Și i-a mulțumit Domnului că nu ne lasă tot timpul în aceste presiuni. Sunt doar vremi, sau cum spunem 39:1 psalm, am stat multă tăcere cât a stat ce rău, deci până i s-a terminat momentul. Și apoi, când pleacă, vin și îngeri să ne slujească și Domnul ne ajută mai departe, slăvit să-i fie numele. Domnul să vă întărească în ziua ce are. Dar dumneavoastră fiți pregătiți că nu știți când este și cât ține, câte zile, ce perioadă. În al doilea rând, scrie aici în versetul 2, că există nu doar un timp al ispitei, există și un spațiu, o zonă unde ne poate ispiti. Dar pare ciudat, scrie aici, că Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie, acolo a fost acolo a postit și acolo a fost ispitit. N-a fost Domnul Iisus călăuzit să se ducă în pustie? Da, Duhul Domnului l-a dus acolo. Că noi ne rugăm să nu citim cuvântul exact din psalm, și nu, din rugăciunea noastră și nu nicio greșeală, și nu ne duce în ispită. Asta înseamnă, pe de-o parte, Doamne, îngăduie cât mai puțin diavolului, știți că Dumnezeu nu ispitește, și înseamnă mai multe de aici, vă spun eu doar câteva. Vă întreb, diavolul are aceeași putere să ne ispitească peste tot? Să știți că are putere să ne ispitească și în pustie, și numai bolovan și nisip în jur, fără oameni. Uneori poți fi ispitit cu becul stâns la tine în casă, singur numai în mintea ta, toată scena e aici, nu știe nimeni. Dar, de exemplu, cum e acum vara, dacă se duc tinerii pe strand acolo și se bagă în băltoacă, este acolo o zonă de ispită sau nu este? Și crezi că te-a dus Duhul acolo să fii ispitit? Eu nu prea cred asta. Sunt locuri unde Duhul Domnului ne duce și întâlnim o ispită. Se poate întâmpla să mergi să faci un bine la cineva și acolo să fii ispitit. Acolo cred și eu că te-a dus Duhul Domnului. Dar nu în orice loc. Pentru că uneori ne expunem singuri. Așa cum s-a spus despre Samson când a auzit că s-a mutat la filisteni. Știți cum au zis?
Samson a venit aici. Și acolo a putut diavolul să-l ispitească. Apropo de ce spuneam, mă întreabă cineva, frate, pot să mă duc la mare? Am văzut că îi porni să se ducă, zic, du-te măi. Că acolo are diavolul vreme de tine. Acolo pune tunurile pe tine și se ocupă. Dar o fi rău, frate. Gândește-te și tu. Pentru că iată ce spune în 1 Petru capitolul 2, spunea apostolul ca unul care știa că a pățit-o, versetul 11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Dumneavoastră, cum credeți că rămâneți mai teferi, mai întregi, dacă vă duceți în război sau dacă nu vă duceți? Eu zic că dacă nu vă duceți, că de accidentat ne mai accidentăm noi și fără război, dar totuși care merg în război vin mutilați uneori. Pentru că sunt zone unde Domnul ne îngăduie să fim ispitiți. Dar sunt zone unde mergem noi. Că scriem Psalmul 1 că omul despre care e ferice nu se duce și nu se așează acolo. Și nu se oprește, dar dacă se duce. Păi numai du-te, că nu trebuie să îți dai drumul pe internet. Numai aici pe stradă la povești. Cu internet zonal. Cine ce-a făcut? Și zona de ispită. Dar dacă te ferești, atunci tu ești dintr-o dată mai ocrotit, mai ferit și Dumnezeu să vă dea pricepere. Amin. Să vă călăuzească așa cum călăuzea Domnul pe evrei, pe Elisei, au zis, vezi, nu te du acolo, că acolo o să ascunzi sirienii. Nu i s-a întâmplat să primiți așa vreo înștiințare? Nu te du acolo. Și scap. Te duci? Te duci în gura lupului. Că, drept să vă spun, așa a pățit și Petru. Știți ce a zis Domnul atunci când s-a lăsat arestat? A zis, pe aceștia lăsați-i, se ducă. De ce nu a ascultat de Domnul? El trebuie să se ducă singur acolo în curte și să se amestece. Dar i-a cerut Domnul asta? Nu. De aceea Domnul să ne dea pricepere, să ne ferim de ce se poate să ne ferim. Iar în ce trebuie să fim ispitiți, acolo Domnul să ne dea biruință. Vreau să observăm mai departe un alt aspect legat de ispită, spune aici în Matei capitolul 4, versetul 3, ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, acum vă las pe dumneavoastră să vă gândiți, a fost un diavol vizibil, a fost totul în minte, l-a dus într-adevăr pe o munte, totul a fost la nivelul vizualizării mentale, nu comentez astea că e foarte greu să dovedim așa sau așa. Ne legăm de lucruri care sunt clare. Și diavolul îi propune ca unui om flământ, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâine. Nu avea Domnul nevoie de pâine? Ba da, că era foame. N-avem noi nevoie de atâtea lucruri în viața asta? Ba da, pentru că avem și noi nevoie de hrană, de apă, avem nevoie poate de o casă, de o mașină, de câte n-avem noi nevoie? Și diavolul vine și face apel la nevoile noastre, de regulă la cele mai stringente, și ne propune variante, dar care se dovedesc a fi uneori ilicite, imorale, și se pune problema dacă noi acceptăm una ca aceasta. Și Domnul i-a răspuns, omul nu trăiește numai cu pâine, nu e asta singura posibilitate care tu, diavole, mi-o prezinți, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. Adică mie Dumnezeu îmi va da ocazii ca să-mi fie rezolvată problema și nu mă folosesc de ocazia pe care tu mi-o oferi. Oare vom ști noi să facem diferența dintre oferta diavolului și oferta divină? Sau ne va păcăli diavolul? Să știți că diavolul este suficient de abil ca să vină și să-ți facă propuneri. Scrie în Proverbe capitolul 1, fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească,
Nu te lăsa câștigat de ei, că e diavolul în spatele lor. Și dacă îți vor zice, hai cu noi, facem bani. Și tu trebuie să pui întrebarea, dar e legală problema. Auzi, las. Stai puțin. E corect, e bine, e drept. Pentru că la noi, la credincioși, scopul nu scuză mijloacele. Și nu ne putem permite să facem oricum, doar ca să avem. Să știți că Dumnezeu adesea ne lasă să așteptăm, pentru ca apoi să ne binecuvinteze, să ne putem bucura de ceea ce El ne-a dat. Dar uneori noi n-avem răbdare nici după mâncare și ne ispitește diavolul când n-o termina nevasta mâncarea la vreme. Ai răbdare. Uneori ispitește diavolul pe fete că până vine băiatul care trebuie să lasă și intră așa într-o relație, mai cu seama acum cu internetul, că poți să-ți, în 5 minute poți să-ți faci prieten, nu? Că gem paginile de dorințe de prieteni. Numai știți cum sunt ăștia, cum scriem proverbe. Mult și spre nefericirea omului. Că e scris, dar noi nu ținem seama de asta. Dumnezeu vrea să rezolve toate problemele noastre, dar la vremea Lui. Oare vom aștepta noi ca Dumnezeu să intervină pentru noi? Sau ne vom grăbi? Știți că Avram s-a grăbit cu Ismael și ce a ieșit? Știți că evreii au cârtit că Dumnezeu nu poate să rezolve, dar Dumnezeu a rezolvat toate lucrurile. Să știți că Dumnezeu nu întârzie, numai că noi suntem pripiți și diavolul forțează, not atunci. Spunea un frate din satul mare că după ce s-a pocăit, el lucra la o măcelărie și a zis, gata, de acum mai duc acasă carne dacă îmi dă patronul. Până atunci își făcea partea lui. Ei, acum dacă s-a pocăit, a hotărât să dea o parte Domnului și într-o zi s-a hotărât să ducă ceva la o familie undeva lângă municipiu. De acolo s-a grăbit să ajungă la adunare, l-a prins radarul, amendă, se plătea în vremea aia direct la polițist și în momentul ăla ispita. Zice, Doamne, asta nu-i treaba. Eu acum și câștig mai puțin, că vreau să fiu corect, și din ce am eu dau numele Tău, acum vrând să ajung la adunare, mai mi-a și alți bani. Acum nici tu nu mai poți scăpa. Și când își termină el valul de idei, așa cum funcționau roțile din sate din mintea lui, când ajunge la ideea asta, acum nici tu, Doamne, nu mai poți scăpa, buf, vine o mașină în viteză și lovește în mașina poliției. Și polițistul se uite și spune, ia actele și du-te-n treabă, că mă ocup de ăsta. Și mergând fără amendă, fără nimic, zice, Doamne, dar nu putui să tac 5 minute de mai tăcea. Scăpai vorba asta, că uite, tu puturi să mă scap și eu nu-mi imaginai una ca asta. Să nu credeți că Dumnezeu uită de noi și ne rezolve problema. Dar diavolul vrea să forțeze timpul ăsta până vine Dumnezeu să rezolve problema curat, frumos, să te bucuri și îți propune variant. Cu Dumnezeu nu trebuie să așteptăm, dar Dumnezeu vine la vreme potrivită. Ceasul nostru nu-i bun, al lui bun. Eu am avut o problemă de sănătate și mi s-a cerut credință și atunci am învățat, printre altele, că credință înseamnă să aștepți. Situația se agravea la un picior și, ca să mă ajute Domnul, într-o noapte am un vis, că intră un proroc la noi în casă și atât a intrat, a prorocit, a zis, du-te, spune la Iosif, că n-am uitat, vin și-l vindec. Ei, asta m-a ajutat să mă aștept câteva luni. Dar noi între timp putem să acționăm pripit într-un fel sau altul. Domnul să vă ajute să puteți răbda. În ispită un element fundamental este răbdarea. Nu-i ispită să se rezolve fără răbdare. Asta scrie foarte clar Iacov capitolul 1, versetul 12. Ferici de cel ce răbdă ispita. Căci după ce a fost găsit, bun. Și bun înseamnă să rabzi. Domnul să vă ajute ca răbdarea asta, care înseamnă adesea așteptare, să puteți să o suportați. Să n-acceptați rezolvări ilegale. Să știți că astea nu vin de la Domnul.
Dumnezeu este curat și El poate să ne ajute. Are puterea aceasta, slăvit să-i fie numele. Sau nu credeți? Nu, ni se pare uneori că dacă nu fentăm noi cu banii, nu iese bine, știți? Iese. Când fentăm nu ia bine, nu iese bine. Aveam un frate, o vorbă, zicea că din banii buni ia diavolul jumătate, iar ia toți. Mi-amintesc că m-a prins odată o ispită, trebuia să trec numărul de membri la salubritate și dacă mai pleacă copiii în vacanță, hai să trec mai puțin. Și mă duc de acolo să trec pe la un mall să fac ceva cumpărături și când se parchez lovesc o mașină. Și am plătit diferența, ce n-am plătit la salubritate, am plătit din coace. Dar am mai stat și cu mustrări de conștiință. Că diavolul, într-un fel atât de bun, vedeți, s-a uitat la Domnul Iisus, ți-e foame, tu ai nevoie de ceva mâncare și eu vreau să te rezolv. Uite, tu ești o fată frumoasă, cu minte și eu am pentru tine o ofertă. Dacă am putea noi să-l identificăm pe diavolul și să ne dăm seama că nu varianta lui este cea mai bună, de altfel, nici nu știu dacă ar fi putut face din pietre pâine. Țineți cont și de asta, că diavolul promite mare acusare, că la minciun se pricepe și nici nu se știe dacă o să fie bine. Ei, câte fete n-au mers pe promisiuni că o să fie bine, să fie așa, sau băieți s-au dus și când colo, baloane. N-a fost nimic din asta. S-au desumflat toate și gata cu promisiunile. Deci nici nu se știe dacă o să-ți dea ce ți-a promis. Dar ce ți-a promis Domnul să știi că îți dă. Și dacă trebuie să aștepți pentru aceasta. Și ca să știi ce-i de la Dumnezeu și ce nu, să știi că trebuie să fie în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, să fie ceva curat. Domnul să vă dea har. Amin. Un alt aspect legat de ispit. Acolo a postit 40 de zile. În urmă a flămânzit. Eu vă întreb, dumneavoastră, cam cum stați cu postul? Puteți posti? Nu trebuie să-mi dați mie raportul, ori am vrut așa să vă puteți autoevalua. Ce credeți dumneavoastră că e mai greu, să rapți de foame sau să rapți în ispită? Ce e mai greu, să rapți de sete sau să taci? Hai, zi repede. Ce vi mai ușor, să răbdați sete sau să tăceți? Dacă vreți să vedeți câtă rezistență aveți în ispită, faceți probă cu postul. Să nu crezi că ești mai tare decât poți posti când vei fi ispitit. Postul este un exercițiu de control a întregii noastre ființe. Și ba mai mult, când postești, e și mai ușor să te controlezi. Da? Spuneau niște tineri către fratele Ionică Berș de la Bistrița, cum se face că în vremea voastră Domnul lucra și acum nu lucrează așa? Și fratele a zis, Domnul lucrează, numai voi să vă faceți partea voastră cum ne-am făcut-o noi. Și cum, frate? Zice, uite, eu vă ajut. Ne întâlnim joi seara la adunare, așa că sunteți voi în vacanță, îți luați un sfârșit de săptămână liberă și intrăm în 3 zile de post necurmat. Așa făceam noi, băieții toți la o locație, fetele la alta. Și în prima seară le mai venea la băieți să zâmbească. Deci orar a fost un psalm sau un capitol din Biblie, o cântare și o rugăciune, așa până la 12 noaptea, stingerea, cu următorul consem. Primul care se trezește începe o cântare. Mă zice, n-am adormit bine și l-aud pe unul la miezul nopții sus. Din nou, un psalm, o rugăciune, o cântare și până dimineața ne mai dat deșteptarea unul. Vineri toată ziua acolo, n-a plecat nimeni, nu mâncare. Sâmbătă la fel, duminică iară. Și ce pe sâmbătă că nu-ți mai ardea nici să zâmbești, nu mai avea nici salivă. Da, dar când ne-am rugat duminică, ne-a ascultat Dumnezeu. Dragii mei, dacă vreți să fiți rezistenți, tu spunea Pavel, luați măcar exemplu de la sportiv, că ei o fac doar așa până la anul, să aibă și ei o glorie. Și noi avem câștiguri mult mai mari. Dar dacă nu te poți controla, să nu mănânci. Nu mai pot, frate! Și diavolul știe că tu nu mai poți și o să-ți dea test. Acum, dacă este cineva care nu mai poate și e bolnav, la Dumnezeu să are în vedere ce are cineva, nu ceea ce n-are. Îmi povestea fratele Viorel,
din județul Hunedoara, actualmente la San Damiano, în Italia, că într-o zi vine un frate prezbiter de acolo, din localitate, spune: hai, du-ne la evanghelizare la Petroșan, că ai un bus cu 16 locuri. Băi, dam ceva de lucru în gospodărie, las că trimite niște frați, te ajută, nu faci tu cu doamna cât te ajutăm noi. Se duce. Când se termină slujba, el, un fumător înrăit, șofer de tir, a ieșit de 4 ore afară, în cele 2 ore să fumeze. La sfârșit, fratele prezbiter care l-a invitat, zice: hai să te prezint la predicator. Și la predicator îi spune: uite, stai un pocăit de la noi din sat, dar cam miroase a țigări până un altă. Zice: măi, așa mi-a fost de rușine, ei îmbrăcați frumos, curați, eu miroseam tot tutun și am băgat mâna în buzunar, am scos țigări, le-am pus sub roată la mașină cu brichetă cu tot, ne-am suișut și am plecat. Și când am ajuns acasă, spus soției: fă-mă o cafea, nu se culca fără o cafea, dar fuma numai afară, avea copii, 3 copii. Soția, surprins, se vede că el bea cafea înăuntru și: da, nu mai fumezi, pocăiești? Îmi vedea. S-a pocăit. Și acum hai și eu să postească. Pe la 10, o durere de cap să leșine. Băi, m-am lăsat de țigări, dar uite că-și mie cafeaua îmi face probleme. A făcut probă să nu mănânce până seara, dar să bea cafea. N-a avut bai. Cum nu bea cafea și dacă mânca, durea capul. Obișnuit de ani de zile cu cafea. Doamne, ce-i de făcut? Și mi-a povestit, zis: frate, 10 zile și 10 nopți, m-a durut capul într-una, am zis: mor sau trăiesc? Mă las de cafea, dacă mai trebuie să o beau, o beau odată, că plec la un drum, apoi să pot să nu mai beau 2 săptămâni, să nu mai beau o lună, să fiu și eu liber. Și a zis: în a 10-a noapte am auzit ca o pocnitură. Și a zis: acum cred că s-a întâmplat ceva. Și i-a dat Domnul biruință. Și de atunci a zis: frate, pot să postesc, dacă nu mai beau cafea o lună, nicio problemă, dacă trebuie să beau, o beau. Pentru că trebuie să exersezi cu post, să ai biruință. Și fără post, nu birui. Că asta este dovada, proba, că tu poți să ții tot trupul în frâu. Că dacă nu poți să ții guruța închisă să nu mânci, crezi că o poți ține apoi închisă să nu bombănești? Da, de unde? Dacă e obișnuită să deschidă când nu trebuie, apoi fie că e aprovizionare de marfă, fie că vinziare, tot la fel îi se deschide poarta. Controlați-vă și Dumnezeu să vă dea puterea aceasta. Nu vă temeți, nu o să muriți. Noi organizăm în adunare, le spunem zi plină. Poate veniți cândva la noi. Adică postim cu toată adunarea. Începe slujba la 9 dimineața, se termină seara la 7. Cel mai ușor îi postește în adunare. Ai, nu-ți mirosuri de bucătărie, nu te spitește nimeni, nu-ți servește cafea, scap. Și o soră care și ea avea probleme cu cafea, a venit cu sticluța în poșetă, zice: nu pot, mă duc la toaletă și o înghit. Dar a zis: Doamne, mă lupt cât pot. Și ne povestea apoi bucuroasă: frate, am reușit până seara, mulțumesc Domnului, pot și eu să postesc. Pentru că sunt duhuri care nu cedează numai la post, asta a spus-o Domnul Hristos. Și merită să o facem și Domnul să vă dea biruință. Amin. Vreau să vă arăt altceva legat de ispită. Vedeți, diavolul a observat că Domnul răspunde cu Biblia. Este scris și diavolii știu și ei Biblie. Domnul a întâlnit mulți demoni prin sinagogi. Și doar ei din cer vin, dar îl cunoșteau că el e Sfântul lui Dumnezeu. Și când diavolul vine cu o nouă formă de ispitire, scrie în versetul 6, a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris. Uite, eu îți recomand să faci ceva ce e scris, frate. Și se poate folosi diavolul de un învățător, se poate folosi de un proroc, ăla din 1 Împărați 13, și eu sunt proroc al Domnului. Ce e de făcut când vine diavolul cu ce e scris? Semnăm imediat, nu? Când ne spune ce articol de lege. Și ascultați să învățăm de la Domnul. Versetul 7, ăsta e foarte valoros. De asemenea este scris. Adică e o interpretare corectă. Scriptura nu se tâlcuiește singură, se explică o parte cu cealaltă. Diavolul vrea să scoată un cuvânt din context, cum de exemplu să vă dau un verset, 1 Corinteni 7, cât despre fetele fecioare n-am nicio poruncă. Și unii iau asta și spune: gata, pentru fecioare nicio poruncă. Asta spune acolo? În original spune așa, că despre fecior și fecioare nu-i poruncă să se căsătorească. Și sună corect, nu?
Dar nu-i poruncă, te măriți dacă nu te scoatem din drepturi. Te însori, că dacă nu ești mântuit. Nu-i poruncă. Fiecare are de la Dumnezeu darul lui, zice acolo în continuare, fiecare e liber să decidă. Dar asta nu înseamnă că pentru fete nu-i nicio poruncă. Ele pot să facă ce vor. Trebuie să știm cum să interpretăm Biblia, că altfel ne bate diavolul în dialectică și ne încurcăm. Știu situație în care pe unul l-a ispitit diavolul și cu sora nevestei lui și s-a scuzat. A zis, dacă e vorba de soră, să nu-i păcat, că nici la Iacov nu a păcat. Da, diavolul vine cu o parte din Scriptură și vrea să-ți dovedească ce? Că vrea să te convingă să păcătuiești. Domnul să vă dea lumină. Ca să te poți apăra de diavolul, trebuie să știi Biblie. Când s-a dus să ispitească pe Adam și pe Eva, cum au putut ei să se apere? Și până la un punct au făcut-o. Și ni s-a spus că putem să mâncăm de toate, sunt limitele permise de Dumnezeu care vorbeam, dar asta este interzis. Acolo ne-a avut diavolul alt verset, că nu există numai o poruncă până la vremea aia, dar acum Biblia e mare. Și apoi vine diavolul și o interpretează cum îi place, cum să scadă ție bine. Și aici este nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Cum vă spuneam, diavolul poate să apeleze și la proroci, dar dacă ai tu sinceritate și ești călăuzit, Domnul nu te lasă, că și lui neprihănit îi răsare o lumină în întuneric. Sute de proroci îi proceau la Ahab și să facă. Și Iosafat era de față. Și ce-a întrebat pe Ahab? Nu mai ai niciun proroc al Domnului? Dar nu i-a fost destul câți proroceau numele Domnului? Nu erau proroci al lui Baal. Până degeaba a zis Zedechia fiul lui Kenana, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine, ca să-ți vorbească ție, adresându-se lui Mica. El n-a avut deschiderea asta, știa că ceva nu este în regulă. Dar este scris că vor veni mulți și vor amăgi pe mulți. Cu ce vor amăgi? Prin cuvântări dulci și înșelătoare. Hai să vă mai dau un exemplu. Se spune că Dumnezeu ne-a dat înțelepciune și se folosește asta. Și sunt versete, Duhul Domnului a dat, Domnul le-a dat Duhul Său să-i facă înțelept și se folosește asta, de exemplu, în a programa copiii într-o familie și spune înțelept. La un medic s-a dus o mamă cu un copilaș așa de vreo 3 ani, frumușel, vorbea deja frumos și spune, domnul doctor, l-am adus să-i dați o injecție să moară. Ești nebună, femeie, poate tu ai nevoie de tratament. La care ea, foarte sobră, îi spune, eventual dumneavoastră. Dar e și obraznică. Zice, nu, domnul doctor, dacă și copilul ăsta eram însărcinată când ați insistat ca să faceți o injecție să moară. Uite, acum aia ce întreg, faceți injecția la vedere, să vedeți unde trebuie pus, să moară, dacă așa ați fost de părere atunci. Păi de-aia am zis că eventual dumneata ai nevoie de tratament. Stă medicul, spune, a, păi știi, culmea este că medicina a avansat, am citit declarații a unor congrese, de exemplu, a fost un congres internațional al medicilor la Monaco, în sudul Franței. Asta este declarația medicilor specialiști, nu un doctor de circă sau doar unul de la știu eu ce secție de ginecologie. Odată celulele unite, avem de a face cu o viață. Când are celula aceea ou 6-7 zile, 1,5 mm dimensiune, poruncește să se oplească ciclul matern imediat, se împarte în două în ceea ce va fi placenta și respectiv fătul. Și știința a ajuns să dovedească faptul că în acea minusculă entitate sunt inscripționate toate datele noii ființe, culoarea ochilor, a părului, capacități intelectuale, aspecte legate de chestiuni hormonale sau alte și alte lucruri. Și zice David în Psalmul 39, Doamne, când încă nu mă vedeam, în cartea ta erau scrise. Vreau să zic că David prin Duhul a știut că e vorba de niște gene. Și spunea el ceea ce încă a rămas o știință nedescoperită pe deplin, Psalmul 139, versetul
6, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele. David n-avea laboratoare cum avem și noi. Culmea, noi avem laboratoare, dar iată că le folosim în mod destructiv. Dumnezeu să vă dea înțelepciune în ceea ce este bine, dragii mei. Nu folosiți înțelepciunea în ceea ce este rău, pentru că asta este o șoaptă demonică. Rugați-vă sincer și Domnul să vă călăuzească, ca nu cumva să ajungeți în ziua aceea și să regretați. Pentru că multe căi pot părea omului bune, dar în urmă se văd că duc la moarte. Dacă vreți să nu vă înșele diavolul cu Biblia, atunci va trebui să-i spuneți, de asemenea este scris. Adică vine și spune, trebuie să fii înțelept. De asemenea este scris și sunt suficiente versete ca să știi ceea ce este scris. Nu insist asupra acestui domeniu că l-am uitat. Dacă vreți, m-au chemat frații creștini cu Evanghelie de la Suceava și a fost acolo o conferință. Puteți găsi această predică pe site-ul Bisericii Creștine după Evanghelie Betel Suceava. Este o prezentare de o oră plus încă o oră de răspunsuri la întrebări. Nașterea umană, conceperea umană naturală sub asistență divină. Asta pentru cine vrea să studieze. Eu trec mai departe legat de ispitire. Vreau să mă aduc în față încă un adevăr din ceea ce i s-a întâmplat Domnului Hristos și li se poate întâmpla și nouă. Scrie mai departe aici, diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt și i-a promis totul și a cerut ceva. Știți ce cere diavolul? Dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Exact ceea ce îi se oferă lui Dumnezeu în mod suprem în cer. Știți că în cer Dumnezeu îi se oferă închinare. Toate ființele se pleacă, se închină și laudă neîncetat. Și diavolul tocmai asta își dorește. Și Domnul Hristos când a ajuns și a atins punctul culminant al ispitirii, adică diavolul s-a scăpat și a spus exact până la urmă unde vrea să-l ducă, îi zice, pleacă satanul. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să slujești. Asta este problema și închinarea este legată de slujire, scrie în porunca a doua, să nu-ți faci, să nu te închini, să nu le slujești. Dragii mei, dumneavoastră, cum stați cu închinarea? A, doar vă spune, frate, doar nu ne închinăm la idol. Știți că în final diavolul scrie în Apocalipsa 13 că va face ca tot să-i se închine și cine scapă? Numai ce-i scris în cartea vieții? Mielului. Cineva îmi spunea, frate, eu nu mă închin la fiară, eu nu mă închin, eu știam că eu nu lumesc. Și eu mă feresc de 666, la care am zis, auzi, tu să știi că ești deja la 665. Că tu le-ai făcut pe toate. Păi de acum ce crezi că te mai oprești? Pentru că diavolul ne duce treptat într-acolo. Cineva lucra la o bandă industrială la un complex de legume, fructe, luau borcanele, așa cum veneau de la achiziții, murdare, le punea pe bandă, apă, jet detergent, uscat cu abur, mai departe veneau fructele, apa curată, ingredientele toate, se punea capacul automatizat și fratele ăsta lucra la ultima operație în serie, pus eticheta. Și a zis, cam așa va fi atunci, am apreciat comparația aceasta, zice el, după ce a fost pus capacul, ce mai puteam eu să fac cu eticheta? Mie nu rămânea decât să pun etichetă potrivit cu ceea ce e conținutul. Să știți că etichetă pune diavolul în final pe a lui. Și grija noastră nu trebuie să fie să nu ne închinăm diavolului. Nu, asta trebuie să fie grija noastră. Grija noastră să fie să ne închinăm Domnului și să slujim lui. Că dacă vei studia cu atenție cartea Apocalipsei, întâi termină de ștampilat Dumnezeu și după aia se apucă satana. Și că vă doresc să fiți ștampilați în prima serie. Cei care ștampilează Domnul. Și ce rămâne neștampilat, neavorul, la rând, bagă pe bandă. Nu va fi în forță închinarea. Nu, evreii nu s-au închinat la idol sub presiunea săbiei, nu. Seducție. Și amăgea pe locuitorii pământului și făcea să se închine. Vedeți cum? Prin ispitire. Aici este scopul diavolului.
să ne aducă într-o robie a păcatului, să ne închinăm Lui, să devenim acoliții Lui și să nu-i slujim Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă dea harul să-i slujiți cu dragă inimă. Dar asta înseamnă să-ți faci timp pentru închinare. Știți? Și când n-a fost biserică în vremea patriarhilor, aveau altar. Și adunau la altar. Vă rog să vă gândiți cât dura până sacrifica o jertfă și până s-ar dea. Dura cât o slujbă de la adunare. Eu cred că dura, nu? Popoarele păgâne aveau și ele altarul lor. De exemplu, în originea noastră, Dacico, a Traciei, sau cum vreți, mai recentă, altarul el era tăietorul. Acolo punea toporul să nu vină trăsnete, acolo tăia cocoșul și purcelul, ardea la un zeu și acolo se închinau ei. Acum nu-i epicentrul la tăietor, acum epicentrul e la computer. Și veți vedea cât timp de închinare se oferă ea. Vă rog, urmăriți la dumneavoastră acasă, să vedeți. Să vedeți cum mi se oferă închinare. Că dacă trebuie să folosești computer foarte bine, îl folosești. Dar ce trebuie să știi tu mai întâi este că diavolul îți oferă și te-o duce pe un munte înalt, că mai înalt ca la internet n-ai unde mai înalt. Că de acolo vezi toate împărățiile pământului, așa-i? Ce nu poți să vezi de la internet? Tot vezi, numai așa, dacă se blochează. În rest, tot vezi. Da, dar îți mai rămâne ție timp să-i slujești lui Dumnezeu. Hai, spune repede. Nu mai rămâne timp. Cineva și-a imaginat, a fost o imaginație interesantă. Un copil a stat, era deja adolescent, seara până târziu, dimineața să scoală să meargă la biserică și tatăl zice, hai scoală-te, hai la adunare. La care eu nu se poate trezi, eu sta până noapte la două, la jocuri, la filme, știți ce se întâmplă. La care mama s-a mai bun la suflet, lasă-l acum, dacă aseară nu v-ați culcat mai repede, dă-i pace. Da, când te scoli, să vii la adunare. Și într-un târziu se scoală băiatul, gata, fug la adunare și-a amintit ce-a spus tata și mama. Când se duce, trece pe lângă școală, nu-i școală, o gaură mare. Băi, s-a scufundat școala. Merge spre adunare, nu-i adunare. Fuge repede acasă, când se uită așa spre o bibliotecă, lipsă jumătate din cărți. Mâncă o mână, se întinde, mai ia un braț. S-o speriat, s-o pus pe genunchi, se roagă. Și la un moment dat sosesc părinții de la adunare și îl mișcă, el era în pat, visase. Și acum tălmăcirea visului nu-i grea. Zic, măi, de când stau la computer, la școală nu mai învăț, la adunare nu mai mă duc. Alte cărți n-am apucat și citesc. Că iată altarul ăsta cum ne cheamă la închinare. Și apoi, dragul meu, să nu-mi spui că după ce stai să vezi un film sau vreun meci, după ce te închini așa cu echipa ta favorită, știți că ăștia le spun idol la sportivilor, știți, nu? Nu, ni-e frică să spunem ca să nu fie păcat, nu? Poți să-i zici, poți să nu-i zici. Tot-tot-tot-ai. După aceea pune-te și te roagă și meditează, să vezi. Să vezi. Dacă o să poți să te gândești. Când echipa ta a pierdut la limită. Da. Să vezi după ce vizionezi un film, mă stare multe filme creștine. Nu sunt creștine, numai le zice creștine. Știți de ce nu sunt filme creștine? Pentru că Biblia este prea sumară în informații ca să se poată regiza un film. Trebuie istorisiri închipuite. Că numai din ce e scris în Biblie, cel mai mediatizat personaj din Biblie e David. Dar nici despre el nu poți face un film, eventual niște poze. Un mic album, așa. Dar actorii, știți de când a intrat criza, ăștia de la Hollywood s-au reorientat și au văzut că la creștini încă e o piață neexplorată. Și alți realizatori de filme, și atunci le dau pe piața noastră. Și noi ne închinăm. Sau nu-i drept ce spun eu? Nu consumă asta timp? Ba da, consumă. Discutam eu cu un băiat, băi, băi, te terminați cu televizorul că vă golești spiritual. A spus la părinți, s-a supărat puțin. Și băiatul mai sincer îmi spune, tata, îmi spune, frate, știi de ce nu
ne lepădăm noi de televizor. Se spune-o drept. Și mie îmi place fotbalul, la tata boxul și la mama patinajul. Măi, dar eu zic că ar merita schimbat asta. M-a pus stăruință în iarna asta la biserică și a botezat Domnul cu Duhul Sfânt vreo 90 de tineri. Și într-o seară de bucurie, când noi vreau să încheiem și ei vreau să mai stea, când a dat un îndemn către băieți, băi, se închirează în seara asta o sală de sport, mergi la o partidă de fotbal. Nu, că stăm aici, azi la fete, cineva închirează și DVD-uri cu niște filme, ceva e nou, ceva nou a apărut, vă duceți? La care am adăugat spunând, dacă vă mai dă Domnul și ceva vedenii dumnezeiești, nici Facebook nu vă mai trebuie în veac. Sau, și pe aici pe la dumneavoastră sunt unii care își pânzură chipul piața de obște. Știți ce-o pățit ăla din piața de obște, nu? Spus că lasă-le să fie frumusețea ta, auzi, numai pentru bărbatul tău, fie o grădină închisă, soră mireasă. Nu, trebuie să învețe oamenii anatomie. Sunt alte schelete. După chipul tău, chipul tău trebuie păstrat pentru închinare. Și dacă e vorba de închinare, atunci să aducem o închinare cu evlavie. Amin. Și cu frică, mărit să fie Domnul. Amin. Eu închei provocându-vă să vă închinați lui Dumnezeu. Știți cât timp vreți să ajungeți în cer? Știți cât ține slujba acolo? Full time, cum se spune. Zi și noapte aduceau închinare lui Dumnezeu. Dar nu se plictisesc. Nu, pentru că atunci când guști din frumusețea lui Dumnezeu, te minunezi de templul lui. Când prinzi gustul închinării adevărate, nu-ți mai trebuie altceva. Și îți dai seama că nu-i decât o păcăleală demonică. Am fost și eu până în clasa a 10-a microbist. M-a scăpat Domnul, slăvit să-i fie numele. Dacă pierdeam un meci sau nu aveam o informație, eram obosit, frământat atunci. Nu era atâtea mijloace media ca acum, era un amărât ziar sportul și atât. Dar dacă prinzi gustul închinării sfinte, toate celelalte nu au nicio valoare. Nu-și merită rost. Merită să te uiți la un film care de fapt e ficțiune? Merită să urmărești o animație care de fapt e o minte bolnavă? Le spun unor la copii care îi văd după desene animate, zic, bă, voi nu vedeți că totul s-a handicapat. Unul nu-i teafăr. Ca vai de ei. Uitați-vă și voi la creație, dragii mei. Și eu asta spun părinților. Am mers undeva într-o familie și ne-au culcat în camera copiilor, că aveau mai mulți musafiri, pe pereți numai din ăștia desene animate. Nu știau unii cap, unii coada. Zic, măi, puneți voi o pasăre. Puneți un animal frumos, niște stele, ceva desenați, că-și creația ne-l arată pe Dumnezeu. Pe când desene animate, studiați puțin, sunt în proporții de peste 80% oculte. Adică vor să ne inducă într-o închinare demonică, pentru că aici este scopul final al ispitirii, Dumnezeu să vă lumineze minte. Amin. Bun, ne mirăm după avioane, dar mirați-vă după păsări, că astea zboară mai bine decât avioanele. E creația divină, ființa umană, studiați anatomia, dragii mei. Mă încântă pe copii un computer și alte tehnologii. Uitați-vă ce computer ne-a dat nouă Dumnezeu. Știți ce procesor avem? Peste 100.000 de operații pe secundă. Studiați dacă nu credeți și vi se pare prea multe zerouri am pus. Studiați și veți vedea ce capacitate are mintea noastră. Și cu miliarde de celule sunt hrănite. A întrebat într-o zi un copil, zice, auzi, sângele meu ce face toată ziua? Știți ce face? Duce mâncare la mai multe celule decât oamenii pe glob. Face curățenie în urmă, debarasează tot așa. Și sunt, de exemplu, celulele albe care stau de patrulare prin vasele sanguine, peste tot. Și dacă se întâmplă undeva să te tai, ce sistem de autoapărare ne-o crea stăpânul, nu? Dă pe avarie imediat ca mașina. Se descurcă, nu-i trebuie atelier. Imediat se dă alarmă și intră în procesare alte celule albe. Și toate se deplasează, se focalizează în zona aceea și închide mai întâi scurgerea de sânge, apoi ajută la cicatrizarea rănii. Merită Dumnezeu slăvit.
Păi ar merita Dumnezeu să ne închinăm și numai că ne-a pus pe pământul ăsta frumos, atât de minunat și ne-a făcut o făptură atât de minunată. Dar ne-a dat împărăția sa, nu merită să o slăvim. Să pierdem vremea cu diavolul? Nu știm că ne-a înșelat. Pe atâția și în care în plan să păcălească pe mulți, înșelat întreaga lume, o înșelat atâția îngeri. Cum vom scăpa noi? Folosindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, interpretat, corect, slăvit să fie Domnul. Cum? Postind, ca să avem biruință. În ziua ce are ea, să ne putem împotrivi și să știm că Dumnezeu este de partea noastră. Domnul să vă pună în mână steagul biruinței. Cum zicem, Psalmul 20, să ne bucurăm de biruința ta, să fluturăm steagul în numele Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare, mărire Domnului. Știți că în cer e loc pentru biruitori, așa frumoasă imaginea a cerului, dacă tot vreți să vedeți ceva interesant, studiați Apocalipsa 4. Extraordinar acolo, un tron, un curcubeu, sunt trei culori care izbesc acolo, alb, roșu și verde, fiecare cu simbolurile lor, un car de făpturi vii, greu de înțeles, cu patru fețe, o gardă de serafim, miliarde de îngeri în jur, un conciliu de 24 de bătrâni și, interesant, în fața tronului Dumnezeu, un loc gol. Pe o mare de sticlă amestecată, pucioasă. Sticla și aurul erau cele mai scumpe materiale în antichitate, de asta e imaginea asta. Știți pentru cine e locul la gol? Pentru biruitorii din ispite. Merită să ne luptăm. Să ajungem acolo cu Dumnezeu. Doamne ajută-ne. Amin.